De ce sunt unii copii triști? Ce face vântul să bată? Cum zboară păsările? Lumea în care trăim este plină de fenomene interesante. Pentru a găsi răspunsuri sau pentru a rezolva probleme, putem folosi un proces care a fost stabilit pentru prima dată de cercetătorul și filozoful Ibn al-Haytham în secolul al XI-lea. Cunoscut și ca Al-Hazen, el este considerat părintele opticii și al metodei științifice. Această metodă presupune 6 pași. 1. Observarea și adresarea întrebărilor. 2. Cercetarea. 3. Formularea unei ipoteze. 4. Testarea ipotezei. 5. Concluzia. 6. Răspândirea rezultatelor. Scopul metodei științifice este de a descoperi adevărul. Să încercăm! Pasul 1. Observarea și adresarea întrebărilor. Observarea ne ajută să formulăm întrebări competente pe care le vom putea testa. O întrebare bună transformă starea naturală de mirare într-o linie concentrată de investigație. Când este cel mai bine să mergi la școală? Care este mâncarea preferată a câinelui meu? De exemplu, dacă observi că femeile zâmbesc mai mult decât bărbații, ai putea întreba: de ce femeile zâmbesc mai des? Pasul 2. Cercetarea. Află dacă alte persoane au pus aceeași întrebare sau altele similare. Dacă cercetezi online, folosește termeni de căutare precum studiu, cercetare sau meta-analiză, care este o sinteză a unor cercetări pe o temă anume. Citește cât mai mult despre subiectul specific pe care îl cercetezi. Pentru a afla ce poți învăța despre acesta, cercetează fericirea în funcție de gen sau studiază știința zâmbetului în contexte culturale diferite. Pasul 3. Formularea unei ipoteze. O ipoteză este o teorie pe care o poți testa pentru a vedea dacă presupunerea ta este corectă sau greșită. Din observația de la pasul anterior, ai remarcat că femeile zâmbesc mai des și că persoanele care zâmbesc par a fi fericite. Din cercetările tale, știi că există diferite tipuri de zâmbete: timid, autentic și fals. Într-un articol ai citit că bebelușii de gen feminin zâmbesc mai des decât cei de gen masculin. Iată o ipoteză. Femeile zâmbesc mai des decât bărbații pentru că sunt mai fericite decât ei. Pasul 4. Testarea ipotezei. Când testezi o ipoteză, vrei să o faci cât mai corect și să asiguri condiții constante. Pentru această ipoteză, putem concepe un test în care un intervievator vorbește câte 5 minute cu diferite persoane, femei și bărbați, numără de câte ori fiecare zâmbește și le propune să-și estimeze nivelul de fericire. Pentru a obține un eșantion bun al populației, invităm 300 de femei și 300 de bărbați. Pare un test bun, nu-i așa? Dar stai! Ce se întâmplă dacă intervievatorul este o femeie, iar bărbații au tendința să zâmbească mai mult în fața femeilor? Sau invers? Sau dacă tema discutată este mai interesantă pentru femei? Și dacă persoanele întrebate nu pot estima corect propriul nivel de fericire? Deci, în mod clar, ar trebui să fim mult mai atenți. Pasul 5. Analiza și concluzia. Să presupunem că ai conceput un experiment foarte atent, controlând cât mai multe variabile posibile. Acum poți analiza datele obținute pentru a vedea dacă ipoteza ta este corectă sau incorrectă. În funcție de constatările tale, ar putea fi nevoie de schimbarea ipotezei sau a testului. Poate ai descoperit o întrebare și mai interesantă. Această etapă a metodei științifice poate fi repetată de câte ori este necesar, până când găsiți exact ipoteza potrivită și metoda de testare pentru a obține rezultate precise. Pasul 6. Răspândirea rezultatelor. Când sunteți mulțumit că ați dovedit sau infirmat ceva important, declarați-vă rezultatele. În lumea științifică este important să vă detaliați metodele, astfel încât colegii să vă poată revizui munca. Acest lucru este un pas esențial pentru publicarea acesteia. Dacă rezultatele obținute sunt solide, experimentul poate fi repetat și de alți cercetători. Această reproductibilitate este un semn al unei cercetări bine realizate, dar și rezultatele eronate pot fi de asemenea interesante. O anticipare incorrectă se poate dovedi importantă și trebuie raportată întotdeauna. Pentru a fi sigur că datele tale sunt complet corecte, iată 3 lucruri pe care le poți verifica înainte de a publica. A. Orice teorie științifică poate fi falsificată.
Cercetătorii adevărați știu că dovada științifică nu există cu adevărat. Cu alte cuvinte, nu poți dovedi niciodată că teoria ta este 100% corectă. Tot ce poți face este să găsești cât mai multe dovezi care duc la concluzia că teoria ta ar putea fi corectă. Iată un exemplu. Să presupunem că cineva a zis: hamsterii pot zbura. Nu putem dovedi această informație drept falsă. Da, nu am văzut niciodată un hamster zburând, dar nu putem testa toate condițiile posibile sau nu putem privi toate locațiile de pe planetă ca să confirmăm că niciun hamster nu poate zbura niciodată. Poate un hamster spațial zboară. Deci, în timp ce putem dovedi adesea că există un fenomen, este mult mai greu să dovedești inexistența altuia. Dacă teoria ta nu poate fi dovedită ca fiind greșită, atunci nu este falsificabilă, deci neștiințifică. B. Corelația nu este o cauză. Când analizezi rezultatele, este important să separi între două motive posibile: corelație și legătură de cauzalitate. Să zicem că auzi că orașele cu mai multe biserici au de asemenea mai multe baruri. Este posibil ca religia să îndemne pe oameni la băutură? Sau îi ajută băutura pe oameni să-L găsească pe Dumnezeu? Dacă adaugi mai multe date, precum orașele mai mari au mai multe baruri, precum și mai multe biserici, poți vedea că o populație mai mare este o cauză mult mai probabilă pentru numărul ridicat de baruri și biserici. Probabil că este o corelație, dar nu o cauzalitate. Dacă am comparat bărbații și femeile și am conclude că femeile zâmbesc mai des și sunt mai fericite, acest lucru nu înseamnă că fericirea le face să zâmbească. Poate că doar consumă mai multe prăjituri și ciocolată, care fac ambele genuri fericite și zâmbărețe. C. Evitați ferestrele selective. Când publici, trebuie să oferi toate datele relevante. Colgate a derulat la un moment dat o campanie publicitară în care susținea că 80% dintre stomatologi recomandă Colgate. Ceea ce nu ne-au spus este că atunci când au cerut medicilor stomatologi să-și aleagă pasta de dinți preferată, Colgate a fost numai una dintre multele recomandări ale dentiștilor. Colgate a fost mai târziu dat în judecată și forțat să elimine reclamele înșelătoare. Scopul științei va fi întotdeauna acela de a descoperi adevărul și numai adevărul. A folosi știința pentru a înșela este o practică de afaceri greșită și înspăimântătoare. Haideți să mai încercăm un ultim exemplu împreună. Am două monede. Una este mai mare. De ce? Moneda mai mică e de 1 cent, iar cea mare de 5. Aha, monedele mici valorează mai puțin. Monedele mari valorează mai mult. Scot mai multe monede din buzunar. Încă 2 penny, un nickel și un quarter dolar, care valorează 25 de cenți. Minunat, ipoteza mea pare adevărată. Dar stai, quarter valorează mai mult pentru că este mai mare? Deci este vorba de corelație sau o legătură de cauzalitate? Probele sunt cam puține. Nu cred că sunt gata să raportez rezultatele. Poți să mă ajuți? Aplică-te, rog, metoda științifică pentru a studia monezile tale locale. Poate că ai o ipoteză pe care o putem testa până când vom avea rezultate solide și repetabile, pe care le vom putea raporta. Vă rog să publicați descoperirile voastre în comentarii.